Neața, doamnelor, domnilor, astăzi vom avea ocazia de a intra în culisele celui mai spectaculos circ din lume, Cirque du Soleil. Fiți atenți pentru că urmează imagini senzaționale. Sărmâna, bine te-am găsit, Marian, îmi pare bine. Bine ați venit la Cirque du Soleil. Ce înseamnă acest circ? Cirque du Soleil este o legendă a entertainmentului. Practic au reinventat această artă a circului și au dus-o la un nivel superior, pentru că ce fac ei pe scenă nu este doar circ clasic. Chidam este a treia producție cu care Cirque du Soleil vizitează România. Am avut plăcerea să-i vedem anii trecuți cu Alegria și Saltimbanco. Sunt niște show-uri fabuloase care fac săl pline de fiecare dată când ajung la noi. Vorbim de mii de spectatori, vorbim de o desfășurare de forțe impresionantă în spate. În momentul de față vedeți o parte din repetiții, acrobații se pregătesc chintez, ei repetă zile întregi pentru ceea ce veți vedea începând de din această seară la Romex, în pavilionul central. Kidam este un show clasic al Cirque du Soleil, care are în spate aproape 18 ani de carieră. Este povestea unei fetițe care, neglijată de părinții ei, se refugiază din lumea reală într-o lume imaginară, unde întâlnește personaje fabuloase care o ajută să se redescopere. Toate astea sunt aduse la viață de acrobați care sunt campioni la sporturi, la gimnastică, la aerobică. E un background de performanțe foarte, foarte spectaculos. Ce voi vedea astăzi aici, la repetiții? O să vedem o parte din garderoba Kidam, o să vedem o parte din costumele pe care ei le folosesc, accesoriile, sigur, măștile, pantofii, perucile, și de asemenea vom vedea cum repetă. O să intrăm puțin în zona de catering a circului. Circul călătorește cu bucătăria alături. Ei gătesc zilnic pentru mai mult de 100 de persoane, inclusiv organizatorii din România mănâncă alături de acrobați. Am ajuns în această zonă. Aici ce se întâmplă? Că văd foarte multe încălțări și foarte multe haine. Aveți o parte din fabuloasa garderoba Cirque du Soleil. Echipa Kidam a venit în România cu 250 de costume. Un acrobat ajunge, de exemplu, să poarte pe durata celor două ore și un pic. Oh, man.